5 tineri au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a intrat sub un tir înmatriculat în Turcia. Cu toții se întorceau de la discotecă, iar polițiștii verifică acum dacă nu cumva șoferul era băut. Cert este că din primele cercetări el este vinovat de producerea accidentului. Ar fi pierdut controlul volanului din cauza că a apăsat prea tare pedala de accelerație. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Hai să ne uităm dacă e de... Haideți un băiat, un coleg, să mă ajută să căutăm... Accidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața într-o curbă periculoasă în apropierea comunei Vadu Moldovei din județul Suceava. Impactul a fost atât de puternic încât cei 5 tineri au murit imediat. 3 dintre ei aveau 17 ani, unul avea 18, iar șoferul avea 21 de ani. Cu toții se întorceau de la discotecă unde petrecuseră întoarcerea în țara unuia dintre ei. Ați găsit ceva buletin la el? Nu. Pompierii din Fălticeni au intervenit cu o ambulanță SMURD și cu o auto specială de descarcerare. Inspectoratul de poliție Suceava a declanșat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului, iar din primele cercetări se pare că vinovat este Narcis, unul dintre cei 5 tineri care conducea mașina cu o viteză foarte mare și care a intrat pe contrasens într-o curbă. De altfel, cunoscuții spun că el era un împătimit al vitezei și al transmisiunilor în direct pe Facebook. Pe pagina lui, el a postat pe data de 18 octombrie un film făcut în timp ce conducea cu muzică dată la maximum. Narcis avea 21 de ani și locuia în comuna Râșca din județul Suceava.